Salutare tuturor și bine ați revenit! Astăzi vreau să vă prezint S20 Ultra, review-ul final, în care trecem prin toate capitolele și vedem dacă acest telefon merită sau nu merită cumpărat și care ar fi cea mai bună opțiune. Închei încă un capitol din Orange Smartphone Testers. Am participat anul ăsta la mai multe, iar la Mate 30 Pro, datorită vouă, am reușit să câștig primul loc. Adică primul loc înseamnă că primești telefonul cadou. Cei care au dat share mai departe, cei care au comentat, toți m-ați ajutat în felul vostru să ajung la mai multă lume, să am mai multe vizionări și să câștig acest premiu. Așa că vă mulțumesc încă o dată pentru chestia asta. S20 Ultra, review-ul final, vreau să-l fac pe capitole și să punem în descrierea de jos, la minutul cu tare puteți vedea despre display, la minutul cu tare despre camera foto, ca să fie mai ușor de parcurs și mai detaliat pentru toată lumea. Orice nedumeriri aveți despre S20 Ultra sau funcție pe care n-ați înțeles-o sau chestie care vreți să o aflați în mod special, întrebați-mă și răspund cât pot de repede. Stați cu mine în acest video și o să parcurgem etapă cu etapă care e faza cu S20 Ultra și la final dacă merită cumpărat sau nu. Așa, am revenit aici cu telefonul în mână. Haideți să începem. Mă gândesc în primul rând să vă arăt despre câte ceva despre display. Îl știți deja, detalii tehnice nu prea are rost să mai dau acum, dar pe de altă parte nici nu o să pot eu să trec prin toate astea fără să menționez nimic despre detalii tehnice, nu e stilul meu. Cel mai mare ecran la ora actuală, 6,9 inch, deja trecem în domeniul care pe vremuri era rezervat pentru tablete și chestii de genul ăsta. Iar rezoluția a ajuns imensă, 3200x1440 de pixeli, un telefon cu 509 dpi, foarte, foarte bună densitate, care ajută la o imagine de calitate mai bună și, evident, dotările tehnice pe care le știți, procesor de top și accelerator grafic de top. Este primul telefon pe care interfața One UI de la Samsung arată bine, adică știți că butoanele astea sunt foarte mari aproape pe orice ecran. E bine, pe ecranul ăsta imens arată destul de decent și nu m-am mai chinuit să le micșorez. Se pot micșora și ele din opțiuni, dar aici n-am simțit deloc nevoia. Evident, nu există o secundă în care fanii să nu dea mesaj exact când trebuie, așa că trebuie să dau și pe ăsta pe Do Not Disturb și mergem mai departe. Ecranul, da? Rămăsesem la partea de ecran. Vreau să vă arăt doar pozele făcute pe aici și încerc să le măresc cât de cât. Ia, stați o secundă. Așa. Dynamic AMOLED, nu Super AMOLED, Dynamic AMOLED și este a doua generație de Dynamic AMOLED și mie mi se pare că am reușit de data asta să le facă să se vadă cu adevărat mișto. E ca un televizor în buzunar. Nu mai ai nevoie de tabletă, de iPad separat, pentru că, crede-mă, e suficient ăsta. Bun. Să vă arăt și filmări, că am filmat cu el, dacă cei care mă urmăresc pe Instagram știu deja că le-am tot pus pe acolo. Dar hai să vedem, uite asta de exemplu, cu albinuța. O calitate a imaginii excepțională, bineînțeles, filmarea este 16:9, iar ecranul este 20:9, așa că automat îți pune acea bandă laterală pe negru. Îl poți seta să filmeze, cred că și pe full, pe forma full, dar nu la calitate maximă. Poți să filmezi Full HD la 120 de cadre pe secundă, poți să filmezi la slow motion ăla la 960 de cadre pe secundă la 720p. Este primul telefon care filmează 8K. Dacă vă uitați pe canalul meu, găsiți demo cu filmarea 8K. Iar pentru a viziona 8K îl puteți încărca direct pe YouTube de pe telefon și după aia îl vedeți pe un televizor smart de la Samsung.
Camera foto este de o calitate foarte bună, v-am arătat câteva dintre imagini, dar sunt multe și inteligența artificială și procesarea sunt excepționale, deci mie mi se pare că este primul telefon care bate orice la foto. Înțeleg că Samsung nu au o relație foarte bună cu DxOMark, cei care dau note la camerele foto, și din cauza asta telefoanele Samsung ajung târziu la DxO și de obicei nu iau notele cele mai bune. Nu m-am uitat acum dacă au dat notă la S20, dar sunt convins că nu va atinge nivelul lui P40, pentru că DxOMark și Huawei au un parteneriat special și întotdeauna telefoanele Huawei iau note foarte bune. Bun, lăsând la o parte asta, chestia de performanțe tehnice vi l-am arătat și pe alea de mai multe ori. Hai să mai facem o dată pe screenshots. Prima oară când am văzut scorurile m-am speriat, adică avea un scor foarte slab, nu știu dacă aici am și comparație cu ceva, da. Un scor la jumătate față de Galaxy S10 Plus și nu înțelegeam ce se întâmplă, și aici am căutat și-o pe Google și am găsit discuția privind procesoarele Exynos și Snapdragon. Ei bine, Exynos ăsta se încinge dacă ții telefonul în casă și rulezi un joc video, crește imediat temperatura și atunci el limitează singur procesorul ca să nu se blocheze, să nu crape. Uite, aici aveau un scor sub OnePlus 7 Pro, dar după ce am citit chestia, am lăsat telefonul să se răcească, adică practic n-am mai făcut nimic pe el o perioadă și când am reluat, uite, are 11 grade Celsius, l-am pus la treabă și procesorul se duce sus de tot. Deci secretul procesoarelor Exynos este să fie bine răcite. Dacă ai posibilitatea să deschizi geamul, atunci el se va răci și depășește orice telefon. Uite, și pe ROG Phone l-a bătut de la distanță. 521.000 de puncte, foarte ok, și am rulat din nou și Geekbench-ul ăsta cu 930, mult peste 10 plus, și 2800 multicore, mult peste 10 plus și ăsta, da? Și peste OnePlus 7 Pro din nou. Am testat ca de obicei rețeaua Orange 5G, deci în București, acasă, fără să fac nimic special, mi-a mers cu 580 de mega download. Mi se pare că au făcut un efort destul de mare să instaleze toate chestiile astea și să meargă atât de bine. La upload rămâne o problemă, 25 de mega, pentru cei care joacă jocuri, uneori este important să fie și upload-ul bun. Teste de scriere și citire, știm cu toții că stocarea lui S20 Ultra este UFS 3.0 și o să vină acum UFS 3.1 care e și mai rapid și bate de la distanță orice dispozitiv, iar scorurile aproape duble. Mă rog, n-am stat să citesc, dar uite, dacă mă uit acum, 700 de mega pe secundă scriere, 700 de mega citire. Deci cam asta este. Și aici e random, aici e scrierea, tot așa, destul de mult. Jocuri video, un overall score de 6800, e ok. Au venit două actualizări pe partea de cameră foto și fiecare a îmbunătățit un pic. Am reușit să fac și zoom 100x destul de ok. Legat de autonomie aici, autonomia depinde foarte mult de pe ce calitate ții ecranul. Dacă pui ecranul pe HD+, nu observi o mare diferență în calitatea meniurilor și așa, deci chiar n-ai nicio treabă. În schimb, autonomia este de 14-10 minute de utilizare cu ecranul aprins. Asta înseamnă minim 28 de ore de utilizare normală și mi se pare un scor foarte bun. Dacă schimbi, de exemplu, pe high performance și
Quad HD, rezoluție Quad HD, că suportă 3200x1440 de pixeli, autonomia a scăzut la 7 ore și 9 minute, deci n-ai prea vrea, doar dacă atunci când ai jocuri video și ești destul de aproape de priză, vrei să treci în high performance. Aici am jucat și cu frecvența asta la display, e mișto pe 120 de Hz și Full HD cu 20 de Hz, îți ies 12x39, ceea ce mi se pare un rezultat ok și practic poți să-l ții pe 120 de Hz tot timpul și nu o să ai probleme și trece de 24 de ore de utilizare în mod normal. Nu mai discut încă o dată de procesor, există o petiție la nivel internațional ca Samsung să scoată procesoarele Exynos și să bage Snapdragon pe toate telefoanele astea de ultimă generație, mai ales pe cele foarte scumpe. Să păstreze Exynos pentru seria A, pentru seria M, pentru cele mai puțin importante. Am rulat și ăsta de jocuri și este la fel, este foarte, foarte peste orice altă competiție, dar e drept că ăștia nu listează aici cele mai noi terminale, ci listează, uite, Soft, de exemplu, Nvidia Shield Tablet, care e foarte vechi și cam asta este. Pentru pasionați o să fac și testul ăla de audio. Cred că l-am dat pe, nu mai știu, l-am dat pe mod sau nu l-am dat pe mod? Da. Are difuzoarele stereo și ăsta de jos e mai puternic și ăla de sus este un pic mai un pic mai lent, dar overall se aude stereo și se aude destul de tare să dai petrecere într-o cameră singură. Bun. Cam asta este, vă mai arăt zoom-ul ăla de 100x, cred că l-am mai arătat, dar rămâne la fel de impresionant de fiecare dată și într-adevăr poți să spionezi pe cineva. Da, așa, uite, vi-l arăt pe ăsta cu macaraua, da? Ia, se vede, se vede. Deci am făcut de pe balcon de la mine, aici, în spatele blocului și cu fiecare cadru mă apropii de macaraua asta, da? Deci probabil 2x, 4x, 10x. Zoom optic e la 10x, deci nu, aici n-a intrat software nimic, așa apoi intră. 20x și aici se apropie de final și asta este 100x. Deci, el încearcă să refacă imaginea care era pe Macara, uite asta, și să recunoască ce e, dar nu, na, e digital, nu este optic și atunci apar și aberațiile astea. Totul depinde și de lumina de afară, depinde de mulți factori. Bun. Haideți să vă prezint rapid și husele pentru el de la mobiledirect.ro, unul din partenerii care susține blogul și canalul de YouTube. Chiar are nevoie de husă pentru că este un telefon care în drop test s-a spart și îi se poate sparge și sticla asta de aici, deci e complicată rău situația. Și mai am, uite asta. Asta e o chestie de cauciuc care îl ajută cât de cât să stea bine în mână și să nu ți alunece să-l scapi. Și asta este una cu designul ăsta militar, iar asta este iar Samsung Silicon Cover, care la fel nu acoperă prea mult din telefon, deci dacă îl scapi și cu husa asta s-ar putea să se spargă. În schimb, pe partea asta acoperă ecranul și ai și chestia asta mișto cu informațiile arătate aici, ce mesaje ai primit, chestii de genul ăsta. Bun, asta este cu ăsta, costă 6600 de lei, iar la Orange îl puteți lua la o reducere, dar cu abonamentul Orange Mi 30. În schimb, în rate, de exemplu, dacă îl iei la Orange, în 24 de rate de 250 de lei. Nu e nici foarte mult să zici că, băi,
imposibil mor de foame dacă dau 250 de lei, dar pe de altă parte 24 de luni e un termen destul de lung și o să la un moment dat sau în anumite luni o să ai probleme să plătești rata aia și o să fie tot felul de discuții. Suma la final, iarăși, deci cât vine, da, nu vine foarte mult, 250 pe an, vine 2500 cu 500, 3000 de lei pe an, 6000 de lei în 24 de rate, e ok, nu e nici mai mult, nici mai puțin, dar trebuie să ai și abonament Orange, mi se pare. Bun, merită un telefon atât de mult, am mai discutat pe tema asta, unii spun că nu merită și unii chiar nu își permit să cumpere astfel de telefoane, alții, în schimb, de la un salariu la altul, vând vechiul telefon, mai pun niște bani deoparte și reușesc să-l ia. Am văzut în câteva țări că Samsung au făcut o chestie special pentru Ultra, ei spun că atunci când te-ai plictisit de el și vei vrea să-l vinzi pentru a cumpăra următorul model, o să-ți dea cam 50% din valoarea lui de acum, la buyback. Și mi se pare foarte tare și cred că merită abordat asta. Pentru că, în mod sigur, vine Note 20, ne pregătim pentru S30, deja o să fie primele discuții și în felul ăsta industria se mișcă mai departe, lansează mereu produse noi. Da, poate că nu mai sunt upgrade-uri atât de mari de la un an la altul, dar uite, Ultra, care aduce toate tehnologiile de ultimă generație, mi se pare o actualizare bună față de S10. Adică, pe de o parte, merită, are toată tehnologia nouă, are camera asta superbă, care devine de la an la an din ce în ce mai bună. Asta nu înseamnă că S10 Plus nu e bun, este foarte bun și merită luat, dar diferența de la un an altul se vede. Bun, cam asta a fost cu S20 Plus, îmi vine un telefon Xiaomi, abia aștept să văd ce este și cred că o să-l pun duminică seara. Dacă sunteți online, dați o vizită pe canal să-l vedeți și nu mai știu ce noutăți mai vin la test. Vedem săptămâna viitoare. Cam atât. Baftă. Ceau! Cu sprijinul mobiledirect.ro, huse și accesorii pentru telefonul tău.